Oamenii caută eficiență și responsabilitate în guvernare, iar ei votează partide pentru exercitarea puterii în mod legitim și transparent. Nimeni nu a votat ca deciziile guvernării să fie luate doar după ce se trece pe la partid pentru a lua aprobare de la domnul Dragnea. Nimeni nu a votat ca PSD, ALDE și UDMR să facă amnistia corupților. Un guvern trebuie să fie al unei țări. Acest guvern nu va fi un guvern al României, ci doar un guvern al domnului Dragnea. Și niciodată guvernul personal al domnului Dragnea nu va putea fi transformat în guvernul european dorit de cetățenii români la 100 de ani de la Marea Unire. Partidul Național Liberal nu va vota acest guvern, despre care credem că are o viață scurtă, după cum o viață scurtă a avut și imaginea cosmetizată a PSD din această campanie. Acest guvern nu întrunește standardele de competență, autonomie, transparență dorite de majoritatea cetățenilor români în acest moment. Acest guvern se va ocupa cu prioritate de satisfacerea intereselor domnului Dragnea, de scăparea hoților și plagiatorilor. PSD a fost votat cu 18,5% din cei cu drept de vot. Însă niciun scor electoral nu ar da cuiva dreptul să încalce legea. Prin refuzul repetat de a infirma negocierile pe legea amnistiei, domnul Dragnea a confirmat încă o dată faptul că amnistia a fost parte a pachetului de negociere între PSD, ALDE și UDMR. Aveți curajul, domnilor Dragnea și Tăriceanu, să veniți aici, la tribuna Parlamentului, și să recunoașteți că ați negociat amnistia faptelor de corupție? Stimați membri ai Parlamentului, acest guvern provizoriu al domnilor Dragnea și Tăriceanu pare construit să rezolve lucruri pentru persoane influente din cele două partide. Ministrul Educației nu a fost ales pentru modernizarea educației naționale, ci doar pentru a continua politicile învechite de conservarea găștilor din sistem, atât de dragi PSD, autorul moral al dezastrului din acest domeniu. Prezența domnului Meleșcanu în guvernul României este sfidătoare și ea reprezintă o palmă dată poporului personal de către domnul Tăriceanu. Cu această numire ne-am lămurit și cu privire la atașamentul real al domnului Tăriceanu față de drepturile fundamentale ale cetățenilor. Drepturile sunt bune doar când ni se aplică nouă. Libertatea are valoare doar când ne privește pe noi. Alții să stea la coadă și să fie umiliți pentru drepturile lor. Este o palmă pe obrazul poporului român să-l pui ministru de externe pe cel care a îndeplinit aceeași funcție în guvernul Văcăroiu și care este coautor în 2014 al celei mai sfidătoare încălcări a dreptului la vot al cetățenilor români care trudesc în străinătate. Să nu se fi găsit oare o altă propunere de om format în democrație? Sau domnul Tăriceanu are obligații foarte mari față de domnul Meleșcanu? Ar trebui să știm și noi care sunt acestea. Unde este interesul public în numirea domnului Meleșcanu? Nicăieri. Unde este interesul personal al domnului Tăriceanu? Peste tot. Doamnelor și domnilor, este crucial ca viitorul guvern să dea un semnal de predictibilitate mediului de afaceri și companiilor care doresc să facă investiții în România. Facem un apel ca noul guvern să lase în pace măsurile de relaxare fiscală intrate în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Să nu umble la aceste măsuri,
Ele au fost convenite prin înțelegere politică de partidele reprezentate în fostul legislativ, inclusiv de către PSD. Își încalcă PSD propriul cuvânt? Va începe guvernarea PSD prin a reintroduce taxe care fusese răscoase? Prin noi poveri fiscale, deși au promis reducerea poverii? Mai dorim să atragem atenția cu privire la un discurs extrem de nociv. Companiile private au devenit, în retorica domnului Dragnea, dușmanii poporului. Este o politică periculoasă și păguboasă pentru locurile de muncă din această țară. La fel și ONG-urile au devenit dușmanii poporului. Străinii sunt dușmanii poporului. Teme pe care le-ați vehiculat în campanie. Reveniți-vă din excesele antioccidentale. România trebuie să dea un semnal de susținere a capitalului românesc și să anunțe măsuri prioritare pentru el, dar nu în opoziție populistă cu capitalul internațional, în speță cu cel occidental. Dumneavoastră distrugeți și capitalul românesc și investițiile occidentale cu populismul. Dumneavoastră sădiți semințele dezbinării între România și aliații săi. Când ați introdus taxa pe stâlp și supraacciza pe benzină, nu v-ați făcut niciun scrupul, nu mai aveați atâtea griji pentru prețul benzinei care a crescut, deși pe plan internațional scădea din cauza cotației petrolului. Atunci ați atentat la buzunarele românilor, cu pretextul că veți face autostrăzi din banii colectați prin introducerea acestei accize. Știați prea bine că e o minciună. Niciun centimetru de autostradă nu a fost făcut din supraacciza la carburanți. Doar prețul benzinei a crescut ca să alimenteze pomenile electorale. Viziunea coaliției PSD-ALDE-UDMR este de populism fără nicio limită. Politici economice fără nicio regulă. Lumea civilizată are reguli, are imperfecțiuni, multe dintre ele de schimbat, dar are un set de reguli clare după care funcționează. Dumneavoastră doriți să funcționați ca într-un no man's land, ca în estul sălbatic, unde economia și politica stau în pixul și voința unui singur om. Nu puteți face deodată scăderi de taxe, reduceri de impozite și creșteri de salarii și pensii. La un moment dat vine momentul adevărului și vor suferi românii, nu dumneavoastră. Fie veți crește taxele, fie vă veți împrumuta îndatorând la greu generațiile viitoare, fie veți arunca în aer deficitul mergând cu o mașină de mare viteză nebună pe contrasens. Nu există altă cale. Nu ați reinventat economia, nu ați reinventat capitalismul și nici măcar populismul nu l-ați reinventat. Dar da, este adevărat, puteți să-l duceți la cote nebănuite. Care vor fi sursele financiare pentru asemenea promisiuni? Ne invocați mereu acel fond suveran de investiții și dezvoltare, dar până va deveni operațional. De unde bani? Este un truc arhicunoscut să iei din avuția națională companii de stat profitabile și ce rezultă să nu mai figureze la buget și să te încurce cu deficitele. Dar, ca un asemenea mecanism uriaș și atât de tentant să funcționeze, este nevoie ca guvernul și coaliția de la putere să dea o șansă managerilor privați și să nu se amestece politic. Ceea ce este cel puțin improbabil, dat fiind faptul că avem de-a face cu cea mai controlată politic echipă guvernamentală din ultimii 20 de ani. În funcții cheie sunt oamenii domnului Dragnea, de la Teleorman. Unde vor fi miliardele în fondul de investiții, vor fi tot oamenii domnului Dragnea, din Teleorman. Noi dorim sincer să vă realizați promisiunile fără să compromiteți economia și fără să-i înșelați pe români. Poate ați descoperit un perpetuum mobile al prosperității, o baghetă magică. Poate veți primi premiul Nobel pentru economie în 2018. Dar cum se face că în urma guvernărilor PSD, săracii devin tot mai săraci? Diferențele de venituri cresc și diferențele dintre regiunile sărace și cele mai dezvoltate se adâncesc. Cum se face că pensionarii, despre care spuneți mereu
că aveți grijă, au sărăcit în ultimii ani ai guvernării Ponta, că peste o treime din tinerii între 18 și 24 de ani sunt săraci lipiți, că familiile cu mai mulți copii au dus-o mai greu. Este ultima evaluare a sărăciei realizată de Institutul Național de Statistică, exact pe perioada guvernării Ponta. Vorbim de cifre oficiale, nu vorbe goale. Nu aveți alte rețete decât cele din totdeauna ale PSD. Să promiteți în cascadă, fără număr, fără limită, înșelând dorința firească de mai bine a oamenilor. Doar că acum, trebuie să recunoaștem, promisiunile duc spre toate categoriile și sunt mai bine sistematizate. Au un calendar precis, o poleială în plus, culori mai frumoase în grafice. Dar rețeta nu este alta. Asta a fost și pe vremea lui Ponta și a ieșit cum a ieșit. Sunt mai săraci exact aceia care așteptau să le fie mai bine cu PSD. Aveți altceva în plus? O rețetă secretă fundamentată economic? Nu aveți. Domnul Liviu Dragnea, într-o interpretare TV bine studiată, se declara îndurerat că mai sunt doar două bănci românești. Dar, domnule Dragnea, cine a distrus sistemul bancar din România? Cine a distrus Bancorexul, Bancopul? Nu cumva PDSR-ul? Domnul Dragnea, într-o interpretare la fel de studiată, vorbește apăsat împotriva companiilor străine. Dar cine a vândut Petromul? Cu tot cu rezervele de petrol și gaze. Nu cumva PSD-ul, urmașul PDSR-ului? Domnul Dragnea, într-o altă interpretare, vorbește despre informatizarea și eficientizarea relației dintre stat și cetățean. Dar, domnule Dragnea, nu cumva un deputat al PSD, pe numele său Ghiță Sebastian, a câștigat 90% din contractele de informatizare din această țară? Tot domnul Dragnea face referire la modernizarea flotei Tarom, lucru pe care și noi îl cerem de multă vreme. Dar domnul Dragnea uită să spună sistematic că nu a existat un inamic mai mare pentru modernizarea Tarom ca fostul ministru PSD al transporturilor și marilor proiecte, domnul Șova. Prin aceste exemple foarte precise, am vrut doar să remarc falsul constant din discursul public al PSD. Cu asemenea preocupare față de minciună din partea PSD și ALDE, acest guvern nu are cum să aducă vreun lucru bun românilor. Domnule Dragnea, aveți aceeași butaforie mai bine închegată și vopsită atrăgător de această dată, dar este aceeași, este mai elaborată minciuna. Atât. Domnule prim-ministru Grindeanu, dacă vom găsi căi de dialog în interes public, ne vom bucura să putem contribui la îmbunătățirea soluțiilor legislative. Dar până când nu vă emancipați de sub tutela domnului Dragnea, nu putem să girăm în niciun fel acest guvern. Partidul Național Liberal va monitoriza cum se realizează programul de guvernare PSD-ALDE-UDMR și vom face în fiecare săptămână un raport public pe această temă. Ne menținem opinia că guvernarea este întemeiată pe o uriașă fraudă de încredere. Și, din păcate, lucrul acesta îl vede în fiecare zi o țară întreagă. Oamenii nu au nicio vină. Ei își doresc și merită să le fie mai bine. Numai că acest guvern, în afară de propagandă, nu are ce să producă pentru cei mulți. Vă mulțumesc! Greu să-ți revin cu față. Greu să-ți revin cu față.